Avea un cod rutier, îl cunoașteți? Dacă ai mașină mică, întotdeauna să respecti pe cei puternici. Dacă ai o depășire de pe partea dreaptă, întotdeauna să te asiguri că are prioritate omul care este depășit de pe partea dreaptă. Nu niciodată. Depășirea pe partea dreaptă este întotdeauna reglementară. Pe lângă faptul că mai ai și mașină puternică, este musai să ai un service, să împitești, să repari. Dar pentru că nu-ți mai merge așa bine, că nu mai sunt daci, nu să ai să te reprofilezi pe Volkswagen. Astfel încât, unde-ți mulți și ceea mare, să ai profit și mai mare. Astfel încât să repari și Volkswagen-ul și să iei apărarea pe vin și a Skodei. Eventual să-i faci și upgrade ca să fie super încântat, ca să mai revină. După care să rogi ca măgarul că te așteptăm la service la Pitești. Îmi pare rău, dar drumul până la Pitești plus întors ne costă cât reparația sau cât manopera. Dacă ne oferiți manopera gratuită, poate mai discutăm. Până atunci nici așa, pentru că are Volkswagen și trebuie să o strice, că nu ai nevoie de Dacia. Ai nevoie de Skoda și de Volkswagen. Acum că nu are stație, a avut Victoria și acum i-am dat amenda. Iar.